Consiliul Local Hunedoara a adoptat astăzi, joi 11 august 2022, în unanimitate, acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem domnului George Dănilă, primar al orașului Hunedoara timp de 40 de ani, între 1872 și 1912. Hotărârea a fost oficializată în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului ce a avut loc la Castelul Corvinilor, în sala dietei. Să invităm în sală cât mai mulți elevi din municipiul Hunedoara. Este normal să fie așa, pentru că această istorie scrisă, dar uitată multă vreme, trebuie povestită, repovestită și adusă în actualitate în fața acestor elevi. Atât Ioan de Hunedoara, cu povestea fascinantă a familiei de Hunedoara, ca istoria locurilor noastre, cât și marea personalitate a bravului român George Dănilă. Acest eveniment a fost creat ca urmare a unei idei pe care administrația locală a primit-o de la un alt jurnalist hunedorean, Mona Lisa Hin, cea care a scris foarte mult în ultimii ani despre personalitatea primarului George Dănilă. Placheta omagială și cheia orașului au fost înmânate doamnei profesor Lucia Maria Preșban, strănepoata domnului George Dănilă. În cadrul ședinței festive a luat cuvântul și jurnalista Mona Lisa Hin, care a cercetat, reconstituit și a dus în atenția publicului de astăzi o bună parte din povestea lui George Dănilă. George Dănilă, înainte de a, și probabil cu asta o să-și închei, cu faptul că a fost un om providențial pentru Hunedoara, a fost un om, exact ca noi toți, exact cum v-am spus. A făcut școala la Hunedoara, a făcut facultatea de drept, s-a întors, a avut privilegiul să fie primar, dar a fost, familia sa până la urmă nu a fost lipsită de drame și este important de precizat și această parte, să zicem, umană a ceea ce a personalității primarului care a condus Hunedoara 40 de ani. George Dănilă v-a influențat viețile, ne-a influențat viețile mai mult decât credem. Și poate că astăzi este un prim pas pentru cinstirea sa, iar un al doilea ar putea fi, desigur, pentru că este Consiliul Local aici întrunit în ședință extraordinară, să găsim poate o stradă care să se numească George Dănilă. Mai era, a existat o stradă care s-a numit George Dănilă în spatele sediului primăriei Hunedoara. Vă mulțumesc! Mă simt onorată și foarte emoționată de această inițiativa primăriei Hunedoare prin domnul primar Dan Popovuțanu și a Consiliului Local al municipiului Hunedoara, care a organizat această comemorare în amintirea străbunicului meu, avocatul George Dănilă, primul primar român al Hunedoarei și printre puținii primari de etnie română din Transilvania. George Dănilă a fost un om demn, care a știut să prețuiască onestitatea și dragostea concetățenilor săi pentru meleagurile natale și care a contribuit prin numeroase acțiuni la creșterea prestigiului orașului nostru, care nu întâmplător a dat numele județului în care trăim. Ședința festivă a cuprins și două momente artistice oferite de Andreea și Robert Bodochi, împreună cu Andrei Dumitru Arhip, elevi ai Școlii de Muzică din Hunedoara, respectiv de solistele Mariana Suciu și Viorica Brândușan Lupo, acompaniate de instrumentiști ai ansamblului folcloric Hațegana. Thank you.
Hunedoara din epoca modernă este strâns legată de numele lui George Dănilă. Două momente extrem de importante pentru istoria orașului nostru au avut loc în anii în care domnul Dănilă a fost primar. Înființarea uzinelor de fier la Hunedoara și nu altundeva în județ sau în regiune, respectiv derularea primului proiect amplu pentru restaurarea și conservarea castelului Corvinilor. A fost primar al Hunedoarei timp de 40 de ani, răstimp în care orașul a făcut pasul spre modernitate, mulțumită și eforturilor depuse de George Dănilă. A încetat din viață la 29 aprilie 1912, fiind înmormântat în cimitirul de pe strada Popa Șapcă din Hunedoara. La momentul morții sale, întreaga comunitate a Hunedoarei, indiferent de etnie, a dorit să contribuie financiar la monumentul funerar al celui care a condus orașul vreme de 4 decenii.